Situația se complică în sistemul sanitar botoșenean. După ce spitalele din Botoșan și Dorohoi au fost puternic afectate de infecțiile cu noul coronavirus, a venit rândul și a singurului centru de dializă din județ să fie grav afectat de noul virus. Sunt 11 cadre medicale și 8 pacienți ai centrului diagnosticați cu COVID-19. Inițial au fost doar 3 cadre medicale și 5 pacienți confirmați, dar în ultimele 24 de ore numărul acestora a crescut. Mai precis, marți seară au mai fost confirmate încă 8 infectări în rândul cadrelor medicale și trei în rândul pacienților. Printre cei infectați numără și trei medici. Pacienții testați pozitiv au fost duși cu ambulanța la spital. De centrul de dializă beneficiau 100 de pacienți din tot județul.